Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Continuăm, Tibi, pe același subiect legat de declarația doamnei Dăncilă, care a spus zilele trecute, eu și guvernul vom muta ambasada României la Ierusalim. Ai vorbit despre reacția domnului președinte Iohannis. Iată și reacția domnului Ludovic Orban. Viorica Dăncilă aruncă în aer eforturile diplomației românești. DICOT putea să facă mai mult. E o aluzie la... Da, bine, cu dosarul la care mi se pare o aberație. Da. În fine, tu spuneai înainte de pauză că noi mereu, tot timpul, supărăm pe cineva. Da. Bun, era o afirmație ironică, la care am mai discutat noi, că mereu supărați un european, nu știu ce. Și noi am mai discutat asta, noi nu suntem în stare să stăm drept și să ne asumăm cum face Ungaria, cum face Polonia. Dar la începutul emisiunii ai făcut precizări că lumea se mișcă în permanență, mai ales în zona diplomației. Dar ideea este, e altceva. Deci în fața unei europene am stat tot timpul cu capul plecat. Da? În loc să stăm drept și să încercăm să ne impunem acolo unde putem interesul nostru. Acum, aici, deși Ludovic Orban a făcut afirmația asta și a tras atenția asupra unui aspect. La nivelul Uniunii Europene, spune Ludovic Orban, cu siguranță imaginea României va fi profund afectată. Pentru că îi readuc aminte doamnei Dăncilă că nu vorbește în calitate de persoană particulară, ci în calitate de premier al țării care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Deci noi deținem președinția Consiliului UE, da? Uniunea Europeană care tocmai a stabilit anul trecut, că în privința mutării capitalei totul stă încă în analiză și... Da, deci nu se face niciun pas. Așa? Deci s-a stabilit la nivelul Uniunii Europene și noi care deținem președinția Consiliului Uniunii Europene, deci avem o funcție importantă acum în ansamblul Uniunii Europene, ne trezim să anunțăm mutarea capitalei. Lăsând la o parte că ăsta e atributul președintelui României, clar, aici. Așa, nu a guvernului. Da? Eu am zis, noi ne-am trezit acum noi. Doamna Dăncilă s-a trezit să aibă coloană vertebrală exact când nu era momentul. Da. Deci părerea mea e că nu ne ajută cu un nimic. Un scop politic a fost, dar fără a calcula ce consecințe ar putea fi? Cu siguranță a fost un scop politic. Deci încă o dată, repet, era în Statele Unite, a stat la hotelul lui Donald Trump, la unul din hotelurile actualului președinte al Statelor Unite. S-a întâlnit evident cu comunitățile evreiești care au făcut lobby. Am văzut, repet, reacția din sală în momentul în care a făcut anunțul. Deci ceva interese politice, economice pentru PSD. Pentru PSD, la asta m-am corect. Politică, adică ce s-a discutat în perspectiva viitoarelor alegeri. Politic, economic pentru cine? Pentru România, economic. Israelul are o economie puternică. Da, bazată, bun, pe sectorul diamantelor, pe domeniul turismului. Nu se compară din punct de vedere economic și al resurselor cu lumea arabă. Deci pe departe, bun, lumea arabă e imensă față de dimensiunea Israelului. Dar, încă o dată, doamna Dăncilă s-a trezit să aibă coloană vertebrală nu în fața Uniunii Europene, deși aici totuși nu comentăm, pentru că PSD-ul cu toate relele lui a avut o poziție de multe ori fermă în fața Uniunii Europene, față de lucrul care ne-a impus. Dar, repet, nu cred că era momentul noi să stricăm relațiile cu Uniunea Europeană și, încă o dată spun, mă gândesc ca simplu cetățean, suntem deja o țintă pentru teroriștii fanatici din lumea arabă, care găsesc acum noi un exemplu. Uite. Deci nu ar fi exclus, Doamne ferește, dar așa să mutați ambasada, a atentat în România. Tocmai un semn de protest față de mutarea ambasadei la Ierusalim. Eu sper să nu se întâmple, numai din punctul ăsta de vedere, al deteriorării relațiilor noastre cu lumea arabă. În rest, istoricii pot discuta, pot analiza, pot dezbate dacă se impune, dacă nu. Dar în contextul ăsta în care însă atâtea țări. Trăim totuși, nu? Nu atâtea țări, cum zic eu, deosebite, cum e Franța, în care au avut loc atentate. Statele Unite nu mai vorbesc, da? Anglia, Germania, în care au fost victime, au căzut o mulțime de oameni, zeci de oameni, victime ale atentatelor teroriste, făcute de către arabi. Da. Care au vrut să demonstreze, au vrut să tragă un semnal de alarmă față de, au vrut să facă auziți. În România, din punctul ăsta de vedere,
România, Ungaria, alte țări, de, în special cele din fostul bloc comunist. Da. A fost liniște, dar încă o dată spun, pentru că noi eram o miză. Noi, da. Noi eram cu minți alături de celelalte țări fost comuniste, eram cu minți, ne vedeam treaba noastră, nu ieșam față de lumea arabă, nu ieșam din formație, da. Acum brusc ne-am trezit să, da. Să-i supărăm. Mergem mai departe, Augustin Lazăr, hotărât să obțină un nou mandat la parchetul general. Gestul făcut de acesta la adresa Ministerului Justiției. Deci domnul Lazăr rămâne încăpățânat, cu toate că sunt mai multe voci, nu numai domnul ministru Toader cere, știu... Demisia? Nu neapărat demisia, schimbarea sau să, bun, acum, se retragă la pensie. Da, domnul Lazăr, da, nu mi-a plăcut... De ce nu mi-a plăcut? Pentru că a adoptat aceeași poziție. Ce spunea doamna Chioveș și venea, da. Și el și spunea, n-are, poate profesionist ca procuror, poate e bun, dar nu are calitatea de a discuta, de a-și expune, da. Gândurile coerent și noi am spus la vremea respectivă o mulțime de, da. Nu gafe, sau și gafe, dar și afirmații, da. Contradictorii care le făcuse el în spațiu public. Da, n-am văzut să aibă, de multe ori mi se părea că merge cu, aproape cu turma, dar nu spun în sens peorativ, da. Dar cei care erau anti ceva. Da. El era, se înrola în acel curent și spunea și el niște chestii care le auzea la televizor sau pe undeva. Deci fără să aibă niște idei proprii. Poate, încă o dată spun, poate e un bun profesionist, nu pot să mă pronunț asupra acestui aspect, dar din punct de vedere al comunicării, lasă de dorit. Acum, nu știu, dacă profesional, da. El s-a înscris la concurs, a făcut un gest cumva de sfidare, că nu și-a depus dosarul, bănesc, la registratură, cum se face, a mers direct la biroul ministrului Justiției, l-a așteptat pe domnul Toader că era ieșit și-a depus dosarul. E dreptul dumnealui, dacă din punct de vedere profesional, da, corespunde și îndeplinește. Păi tocmai la dosar era o problemă. Erau problemele la dosar, de ce nu mai țin minte? Era cu... Președintele, cu l-a scos din cauză. Da, era acuzat că l-a scos din... Da. Dacă, cumva primul examen, da. A fost așa pus că e omul nostru și pe aranjamente. Da. Da, de asta spun acum. Bun, să face concurs. Dacă el, din punct de vedere profesional, trece concursul, îndeplinește, e cel mai bun. De ce nu? De ce nu? Poate s-au făcut tot felul de măgări în țara asta. S-au dus uneori oameni competenți, s-au trecut niște etape de astea, da, ca să se aducă mai repede. Da, da. Dar oamenii au competență. Nu-i corect. Bun, da? dacă legea spune că trebuie să arzi anumite etape, nu. Da, dar legea nu spunea că trebuie să le arzi, nu s-au parcurs etapele. Sau... Poți să fii un geniu, dar... Pe de altă parte, în experiența noastră, știm că cele mai multe cazuri nu au fost aduși oameni competenți arzându-se niște etape. Și atunci trebuie să au fost aduși oamenii, băieții noștri, care făceau jocul nostru, acelor aflați la putere, indiferent care a fost puterea. Da? Acum, repet, dacă domnul Lazăr e un bun profesionist și dovedește această calitate în cadrul concursului, poate să ocupe acest post. E dreptul dumnealui ca... Nici noi n-am avea nimic împotrivă. N-am nimic împotrivă. În mod normal, rolul procurorului, rolul magistraților... Sau să mai facă și politica asta. Da, rolul magistraților îi de a aplica legea, nu de a face politică. Din păcate, chestiunea e că cei numiți, da, vor să fie mai presus decât cei aleși. Cam asta e lupta la nivelul României. În orice funcție. Mă refer de la servicii până... De corect, dar asta era un subiect care am mai ascultat noi de multe ori. În mod normal, asta e democrația. Puterea poporului înseamnă parlament. Parlament, da. Dacă în parlament a ieșit după ultimele alegeri o majoritate care conduce țara. Da. Nu, dacă ai ieșit o majoritate asta care conduce e regula țara. Asta e numărul 1, da. Majoritatea conduce țara. Da. A, nu ne convine nouă celor care n-am fost la vot majoritatea asta. De-aia avem votul, puterea. Da. Și, da, cea mai mare putere într-o democrație e parlamentul. Da. Nu poți să spui chestiile de genul ăsta, care le-am auzit atâtea ori,
să iau din prerogative președintelui, ca și cum președintele, că e Klaus Iohannis. Constituția nu e așa construită, da? Noi trebuie să avem mereu doi poli. Dacă nu sunt din același partid, președintele și premierul... Tot timpul... Ții minte, chestii care venea lui Traian Băsescu să spuneau, ar fi bine să le luăm, să nu mai decidă președintele. Da. Acum... Pentru că chiar domnul Orban spune asta. Da. Așa, să nu mai decide. Și era tot ceva legat de justiție. Așa. Să nu mai decidă președintele, pentru că era Traian Băsescu, da, și nu convenea. Acum tot domnul Orban spunea, să decidă președintele. Pentru că interesul e același. Da. Firesc ar fi să decidă Parlamentul, pentru că aia e puterea poporului. Asta înseamnă democrație. Din acest punct de vedere, ar trebui schimbată Constituția sau să rămânem în continuare cu orice risc? Președintele cu puterile pe care le are, Parlamentul, Guvernul cu puterile pe care le are. Și dacă nu nimerim noi la vot... În primul rând, ar trebui Parlamentul, ar trebui schimbată Constituția, după părerea mea, ar trebui schimbată Constituția astfel încât Parlamentul să aibă puteri sporite. Da. Cum e într-o democrație? În Germania, spre exemplu, președintele e de decor, ca corect. Și în alte țări. Da. E o chestie pur reprezentativă. Da. Întreb pe cineva, nu dacă știe președintele Germaniei, dacă a auzit... Funcția de cancelar a funcționat și când Germania avea împărat. Da? Deci și cancelarul a rămas. Da, deci primul ministru e cel mai important. Da. Da? Ar trebui să schimbăm Constituția astfel încât Parlamentul să aibă cel mai important rol. Vine acum societatea civilă că vai să ia președintelui din atribuții, președintelui fiind Klaus Iohannis. Dacă era Traian Băsescu, era în regulă. Da? Da. Dar nu înțelegeți, oameni buni, că ăla e un om. Președintele e un om care întâmplător tot din lumea politică vine. Nu e un Dumnezeu adus... un sfânt adus din neant, da? Care n-a făcut politică, e un om ales dintr-un partid, ia politică, doamne, și-a dat demisia, da? Și chiar dacă ar fi un om pornit apolitic, independent, da? E un singur om. În Parlament îs câteva sute de oameni. Da. A, că există o majoritate care conduce, care poate dictează, da? Vin alegeri. Trebuie să înveți oamenii din experiența asta că trebuie să iasă la vot. Să înveți că poți să conduci, să ajungi să conduci țara asta, cât au fost la ultimele alegeri, sub 40%, nu? Când a ieșit... Da. Da. Sub 40%, practic, cât a avut PSD-ul, cu mai puțin, 20%, dacă e în totalul legătură, o conduci țara. Da? Da. Nu poți să vii să spui tu, că PSD-ul a avut... Per total, după un an trebuie să... Păi, asta e democrația. Nu-ți convine, ieși la vot. Aia care au stat în tranșee și se uiteau și arătau, nu mergeau la vot că n-au cu cine vota. Și am aceeași problemă de multe ori. N-am cu cine vota. Da? Da. Dar trebuie să, din aia care sunt, mergi la vot și alegi. Nu vii și spui, au avut 20%. Repet, asta e democrația. Parlamentul ar trebui să aibă puteri sporite, președintele să fie doar o chestie de decor. Da, o chestie de reprezentare. Pentru că, repet, indiferent care e președintele, e vorba de un om, o persoană. Da. Venit tot din mediul politic și înțelepciunea unei persoane nu poate fi mai și mare. Poate avea 10-20 de consilieri. Da, spui, da. Să spune dacă interesele politice în Parlament. Da, e adevărat. Da. Sunt interese politice. Și în Congresul American. Sunt peste tot. Din fericire nu avem și nu o să mai avem un partid care să conducă să aibă majoritatea absolută, deși eu mi-aș dori să avem un partid care să conducă România următorii 20 de ani cu majoritatea absolută și să fie votat cu drag de oameni, care înseamnă că e lapte și merin țara asta. Da. Da? Dar nu avem și nu o să avem, din păcate, un partid de genul ăsta, atunci evident că interesele astea politice se mai aplanează, că unul vrea ceva, unul vrea ceva, să ajungi la niște negocieri. Da? Dar, în concluzie, sunt interese politice în Parlament. Da. Dar la președinție nu sunt. Și la președinție sunt interese politice dintr-o parte a unui singur partid. Repet, nu vorbim de Klaus Iohannis. Că la Traian Băsescu era altă situație. Da? Oamenii spuneau, luați la Traian Băsescu. Ce a spune, lăsați la Klaus Iohannis. Da? Da. Deci ar trebui puteri sporite Parlamentului, atribuție de decor președintelui, doar de reprezentare. Așa. Plus, ar trebui făcut în Constituție multe modificări. Că auzise, spunea cineva la un moment dat foarte interesant, că atunci când părinții Constituției, domnul Iorgovan și echipa de eminenți juriști care au făcut Constituția, mulți spun, domne, sunt multe elemente proaste, că inclusiv asta cu
condamnații penal definitiv care sunt în funcție. Da? Ei nu se gândeau la vremea respectivă că s-ar putea ajunge la situații de genul ăsta. Și că poporul, atunci, și că poporul alege chiar. Da, atunci, în 91, 92, când s-a făcut? Parcă 91 sau 92 Constituția, nu? Da. S-a votat? 92. Dacă erai condamnat penal, nu se tinea problema. Țin minte, erai condamnat penal, omul stătea în banca lui. Ce spuneam? Este un minut, hotărârea judecătorilor, frumos, conform legislației, nu ai drept să fii ales. Bun, dar nu tot timpul. Până la cazier. Până nu. Tot timpul. Dar, repet, atunci când depinde, s-a făcut... Da. Când în 91 s-a votat în Consens. Sau când și am mai avut în 2000 da. Modificări. S-a făcut, nu se gândea oamenii ăia că condamnații penal vor candida și vor fi și aleși. Da? Repet, țin minte așa cum era. Cei cu, care erau cazier, cu cazierul pătat nu puteai vânzător să fie. Da, cei care erau... Așa, da. Da. Cerea vânzător, paznic, cazier. Paznic nu puteai. Cazier, aveai vânzător. Cazier, vedeai la munca de jos. Da. Și cei care aveau cazier stăteau liniștiți la locul lor. Da. Deci nu aveai, aia era societate, nu puteai să te gândești cum o să transforme la ce mod. Știi? Da. Poate scrie foarte frumos, nu poți candida la Parlament dacă ai cazier. Dacă ai probleme nu cu cazier. Trebuie, sunt multe elemente care trebuie schimbate. Da. Se mai mișcă o tagmă o breasă în țară, e vorba de silvicultori. Statul anunță liderii sindicatelor din silvicultură, statul va pierde până la 6,5 miliarde euro dacă Dragnea, dacă Dragnea dă pădurile bisericii. Avertizează, după cum am spus eu, silvicultorii din România. Deci o chestie puțin mai complexă pe care întâmplător am studiat-o și nu-i chiar așa cum zic silvicultori. Asta e părerea mea. Da, s-a vrut ca să fie lipit numele domnului Dragnea. Bine, că și domnul Dragnea s-a băgat în față cu legislația. Bun, domnul Dragnea s-a băgat în... La ora actuală ce se întâmplă? Există o motivație. Da, și avem și cazul Suceve, că de aici, la Suceava, porni toată povestea asta. Printr-o ordonanță de urgență dată de Adrian Năstase în 2001, corect, toate parohiile care au avut în proprietate, administrare, în folosință. Da, sunt mai multe. Și mai multe. Da. Bine că aia era neclară, spunea la un punct. Adică era foarte chiar interpretabil făcut. La un punct spunea în proprietate sau administrare, mai jos spunea în folosință. În fine, dar ideea de ansamblu asta. Dacă au parohie avut în proprietate, în folosință, în administrare, și mai erau vreo 2-3 4 meșuri de astea, pădure primește 30 de hectare de pădure parohia în administrare. Da. Așa cum au primit parohiile din județul Suceava, acum vreo 2-3 ani a fost un județ, un proces, așa cum e Suceava, general în Neamț, au câștigat parohiile, acum la fel a fost în Suceava, au început să câștige și definitiv și la Curtea Supremă. Da? Pentru că Ministerul, Direcția Națională a cerut și la Suceava să acționeze în judecată după ce s-a pierdut procesul la Curtea de Apel Cluj cu fondul bisericesc. Fondul bisericesc Hurdos Bucovina cerea retrocedarea a 180.000 parcă de hectare de pădure. S-a pierdut procesul, în încheierea de la Curtea de Apel Cluj scrie că fondul bisericesc Hurdos Bucovina nu a avut în proprietate, ci în administrare. Deci scrie instanța. Cei de la București care au văzut, n-au avut, au pierdut. Ia, procese să luați și cele 30 de hectare dată de care le-au primit în urma ordonanței date de Adrian Năstase, care ulterior a devenit lege. Doar că chiar instanța a spus că le-a avut în administrare. Da. Deci să încadra cumva, în legea, în ordonanță. În ordonanța lui Adrian Năstase. Acum, după toată povestea asta, au început procesele, repet, parohiile au început să câștige definitiv, după ce în unele faze s-a pierdut la Rădăuț, de exemplu, în zona Rădăuț, a câștigat direcția silvică, la tribunal s-a revenit și au câștigat parohiile. Deci, la momentul de față, toate parohiile din țară au în administrare 30 de hectare de pădure. Da. Dar toate care au avut mai de mult așa. Acum Dragnea vrea să le dea în proprietate. Deci dacă le dăm proprietate, nu se schimbă absolut nimic din situația actuală.
Anume. Pentru că pădurile respective, suprafețe de pădure, cele 30 de hectare aflate la fiecare parohie, sunt administrate acum de către ocoale silvice private ale... Da. Deci ele, aceste suprafețe de pădure, oricum nu sunt în proprietatea direcțiilor silvice sau nu sunt în administrarea direcțiilor silvice. Bun, mă spune lumea, domnule, sunt în administrare, o să vină în proprietate. Chiar dacă vin în proprietate, există niște legi de exploatare a pădurilor. Deci eu dacă am pădurea mea un hectar, n-am voie să tai din ea decât cât îmi dă voie silvicultorul. Da. Chiar dacă e proprietatea mea. Da. Că au fost, după ce s-a restuit pădurea, au fost cazuri penale când a venit omul și a tăiat toată pădurea. Nu, așa i-a făcut dosar penal. 30-40 de ani, un hectar au tăiat pur și simplu. Deci dacă am o pădure, eu n-am voie să tai din ea decât atât cât îmi dă voie silvicultorul. Da. Deci, practic, situația din teren nu se schimbă cu absolut nimic dacă devin proprietar. Deci, acum le au parohiile aceste suprafețe în administrare, care sunt administrate, unde poate direcțiile silvice, nu știu, cu mâsă, altele direcții de ocoale silvice private. Deci, nu, care oameni pleacă? Că tot situația de pe teren va rămâne exact la fel. Absolut. Numai în acte se schimbă. Da. Și, încă o dată, nu vor putea exploata mai mult decât exploatează acum, pentru că nu permite legea. Absolut. E bine de înțeles, dar deocamdată și această mișcare este folosită în scop politic, cu siguranță. Luăm a doua pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.